Îi spun că vreau să fiu președinte pentru că eu nu sunt Traian Băsescu. Traian Băsescu a mințit atunci când a spus că vrea să fie președinte pentru că știa că n-are cum constituțional să dea pâine, pensii, case și așa mai departe. Dacă aș vrea să și fac ceva cu adevărat nu, și să respect și Constituția, e limpede că nu trebuie să fii președinte în țara asta. Este o funcție decorativă. A căzut la mijloc. Traian Băsescu a fost setat în combinația cu Stolojan să fie prim-ministru, nu președinte. Numai că ăla i s-a făcut rău, i-a sărit cipul până iarbă, nu știu ce s-a întâmplat. Au ieșit sondajele între ei adevărate că probabil iau un 2% și atunci crezi că Băsescu... Încă o dată vă spun, Băsescu nu e prost. Nu știu cât de inteligent e, dar nu e prost. Băsescu n-a vrut pe la jumatea lui 2004 să candideze la președinție. Ce Dumnezeu, uitați chestia asta. Numai că lui ăla îi tot curgea sânge din nas tot timpul pe în recreație și atunci s-a uitat în jur. Cine dracu să mai candideze? Tăricianu? Nu. Boc, Blaga, nu se putea. Și atunci au zis, trebuie să intre. Doamne, dar mă știți, după părerea mea a fost o discuție undeva pe un munte. Mă știți că nu sunt pentru ca să stau la Cotroceni să ud florile. Eu trebuie să fac, să dreg, să dau ordine, să deschid ușa, să trântez, să ciupesc secretarele, să vin la birou, să mă înconjor de blonde. Ce să caut eu la Cotroceni? Stau pe acolo să salut soldați, să tai drapele, să mă întâlnesc cu președintele Caucazului. Bă, și aici mie tare teamă de ceva. Nu e după tine, Traiane. Traiane, nu e după tine. Te făceam prim-ministru, tată, pierdem PSD-ul. Nu uitați, fraților, un lucru esențial și important. După cum acest sondaj este fix o frecție la piciorul domnului Prigoană, cu toată simpatia. La piciorul de lemn. Îmi permit această glumă pentru că dânsul o spune pe față, deci nu e un afront, încă o dată, cu scuze de gloare, un tip care are umor și a explicat de atâtea ori accidentul de muncă. Dar este o frecție, nu cred că... ce Dumnezeu? Adică în sensul adevărat al frecției, ca și cum ai folosi substanța aia, aiurea. Aiurea, asta da. E sensul frecție la picior de lemn, știi? Adică cheltui soluție, efort, muncă fără niciun fel de rezultat. Poți să-i pui apă. Da, dar eu mai poți am un picior luzi. Bun. Poți să florească, să facă măsline. Corect, asta e altceva. Corect. E o chestie. E dar acest eveniment care s-a întâmplat în România n-are decât o singură relevanță. Să înțelegem că așa este atunci când poporul este nehotărât. Așa este atunci când poporul n-are chef să se ducă la votare, așa este atunci când în România nu există, după 50 de ani de comunism, era obligatoriu să dăm o lege nevoii ca toată populația să voteze până la ultimul copil de 18 ani, vă 4-5 legislaturi ca să ne lămurim. Pentru că dacă poporul nu înțelege că acest exercițiu este ca și când vezi pe la telejurnale aseară în București a fost un exercițiu de cutremur sau de război. Da. Un căcat pe românește. Nu e nici război, nu e nici cutremur. Dar noi nu suntem nici americani. Da, s-au mai scăzut niște rucsace, s-au mai băut niște cafele, s-au mai plimbat secretarele pe aici, pe acolo. Noi nu suntem civici ca americanii, bă, când aia fac un exercițiu, îl fac. Și la ei, cu New Orleans, în situație reală, s-a văzut că nu e chiar ca în filmele chiar, cu Schwarzenegger, mai dau și ei cap în cap, da? Bun, acest exercițiu este inutil și gratuit pentru că n-a fost o alegere între mai mulți candidați, unu, doi, nu clarifică lucrurile politic în România, pentru că situația generată de populația României, nu de Băsescu, nu de Tăricianu, nu de Stolojan, nu de Iliescu, în alegerile din 2004, este foarte simplă. Băsescu a câștigat alegerile prezidențiale la mustață, nu le-a câștigat așa la o trei lungimi de mandat, a câștigat cu 200-300.000 de voturi, iar alegerile generale în acel moment le-a câștigat PSD plus PUR plus UDMR.
Apropo de onorabilitate, Băsescu forțează soluția pe care el după aceea imediat o și numește imorală. Bă, normal că te superi. Adică mă freci la bilă să-i trădesc pe ăștia, să vin cu tine și după aia nu faci decât să mă dai afară, ok. Asta e povestea conservatorilor. Și asta este situația. Ei vor dispărea. E un vagon atașat istoriei politice care la alegerile, dacă nu se aliază cu cineva, la alegerile din 2008... Se alia cu PNL-ul, nu? Cum? Se va alia cu PNL-ul. Poate contopire. Fuziune, în mod cel că dacă nu... Vagonul de cale da. Politică PC-ul va dispărea. El nu sare mai mult de 1%, nici cum. Acolo e altă situație din cauza că nu are lider performant. Are locomotivă. Nu are lider care să... Are un om potent, un om inteligent, dar nu are carismă. Punct. Legea asta nu poate să o schimbe nimeni de mii de ani. Poți să faci ce vrei, să ai doi membri de partid sau 200.000. Dacă n-ai carismă, e zero. Vai de mine. O să vedeți cu prietenul meu Gigi când o să câștige el alegerile prezidențiale ce o să ne râdem. O să apară veri cu Elton, cu Gâlcă, cu Argăseală, ministrul muncii. Păi arbitrii ăștia care au ciordit din fașă. Cum adică să merg pe Argăseală, ministrul, mă apucă râsul. Care... Între timp s-a comințit. Până făcea numai ofsă. Hai mă. Deci Gigi Becali e un exemplu într-o bună măsură corect față de situația lui Traian Băsescu. E un lider care performează la populație, care papagal, are vrăjeală, da? Dar n-are partid, nu are oameni în spate și cu cât se apropie de alegeri, e ca Vadim, poate să câștige cât o câștiga. Asta este avantajul de preferat în politică, să ai un lider puternic. În spate nu se știe ce ascunde partidul ăla și poți câștiga o halcă bună din... măcelăria politică, dar dacă este doar de pariu și de orgoliu, în timp se întoarce împotriva ta. Băi, Sarkozy, și de asta o să înțelegeți voi cine sunt ungurii și noi o să înțelegem într-o zi că UDMR-ul se fâlfâie de se aliază cu cine vrea mușchiul lui, atâta timp cât în România nu vine unul să spună. Primul lucru care l-aș face dacă aș intra în politică, primele lucruri, că nu poți să spui primul lucru, e un set. Da, un set de măsuri. Printre ele, eu nu umblu cu partid cameral, ci cu... Aș fi foarte avantajat pentru lumele lui Dumnezeu la alegerile unii nominale. O să las telefoanele deschise tot. Păi cum? Sunt o găinușă... nu Mihai, sunt o găinușă de aur pentru orice partid. Dacă am nevoie de 70.000 la deputat și 150.000 la senat, mie că iau 1.500.000 de voturi. Și atunci sigur că ar fi... Și eu iau 1.000.000, fără comentarii. Ar fi normal să-mi dea 10 locuri. Da, să stai când să votez la 10 aparate. Păi nu, normal este dacă, așa e, dacă, da, eu, dacă un om are nevoie de 70.000 da, și eu iau da, 700.000 da, da, să-mi fac lista da, mea. Să ai 10 voturi. 10 voturi. Dar nu, că atunci are pe lista. Nu, domne, păi, da, păi dacă, înțeles, dar dacă are e să mergem în democrație până în plăselele ei. Adică îți convine Băsescule că te-au ales. Bun. Șapte, bun, am o întrebare, dar dacă eu iau 7, dar dacă în 2000... Păi nu, acum e situația asta, că e pe liste, e locomotiva care ia multe voturi și e lista lungă, la PD. Gândește-te la situația asta. La PRM, la orice. În 2009, Gigi Becali iese președintele României cu 6 milioane de voturi și eu ies senator cu 8 milioane. De voturi. Păi n-ar trebui să ies să spun, păi stai, mai puțin. Dar candidează la președinție. Nu vreau. Păi și atunci stai senator cu 8 milioane de voturi. Silviule, nevrând să jignesc pe cei care candidează la președinție. A candida la președinție dacă n-ai și guvernul pe mână și majoritatea parlamentară e o minciună. Da. Și este o sursă continuă de război, da? Corect. Mă întorc puțin. Băsescu a câștigat alegerile și a deranjat alegerile făcute de populație, pentru că această întoarcere la popor este mincinoasă din moment ce el nu a respectat alegerea poporului numită PSD pur și UDMR.
și a stricat-o. Dar sunt sigur că în acest moment știe că nu poate să facă alegere anticipată și mi-e teamă că nici până la termen nu face din PD un partid majoritar. Asta este problema lui Traian Băsescu, lui Gigi Becali, lui Corneliu Vadim Tudor, care n-au crescut iarbă și lăstarii buni pe sub ei. În PSD, prin forța împrejurărilor și a intereselor, mai sunt voci. Ce se întâmplă la conducerea partidului însă este dezastros, pentru că mi-e foarte teamă față de, pentru Mircea Geană. Au trecut de ani de zile și el vine la bătaie în curtea școlii, ziceam și reiau propria mea metaforă, cu Ion Iliescu. Aici, fratele mai mare, cu duritate, Traian Băsescu pune lucrurile la punct. Ion Iliescu trebuie să stea acasă. Trebuie să stea acasă, să scrie memoriile, să-și rezolve. Citeam astăzi o situație din Franța, 18.800 de euro să aibă Jacques Chirac la 75 de ani. Mă, când a ieșit, deci la ei când se iese, se iese. Când iese Tony Blair, acum se iese, nu se mai întoarce. John Major trăiește, Margaret Thatcher trăiește, nu se mai întorc. Institute, cutare, unde să se... Și la american, că se iese, se iese, se termină. Deci ce să mai faci? Cum mai poate să fie Ion Iliescu credibil? Pentru cine să fie credibil? Îl folosesc ca locomotivă la vot, pentru că lumea, există o parte a populației care încă e pro Iliescu, asta e. Hai să facem un exercițiu, da? Dacă mâine dimineață s-ar prezenta la vot Mircea Geană și cu Ion Iliescu ar avea mai multe voturi decât Mircea Geană. Pe piața liberă, adică a poporului? Da! E de văzut. Are un speech mai coerent, un zâmbet mai simpatic, îl știe lumea că e de-a nostru. Nu are un zâmbet mai simpatic și un discurs mai coerent. Mircea Geană are un discurs coerent și destul de bun, dar nu știe să-l spună. Adică e un actor prost, după părerea. Păi și de ce nu-l lasă la dumneavoastră la teatru câte o săptămână la cursul de calificare? Asta e o întrebare bună. Dacă vrei să facem niște bani, trebuie să facem o școală într-o vilă mișto de actorie politică. Hai să facem. Deci am făcut actorie și vând foarte bine serialele care le fac. Înțelegi? Foarte bine. Oamenii ăștia nu știu să vorbească, dar trebuie să partidele în România, din păcate, nu au o școală, o metodă, un sistem interior care să promoveze liderul cu carismă la public. Eu nu sunt convins că Sarkozy sau Tony Blair sau cine o veni sau Angelica Merkel sunt cei mai deștepți oameni din partidul lor. Nu, ei au făcut într-adevăr o chestie interioară și au spus: ăsta este cel mai bun la vitrină. Noi, masonii, șmecherii, oamenii de afaceri, oligarhi, stăm dracul la golf și facem politica. Că nu poate să creadă nimeni că Angelica Merkel, în timp ce îi bate lui bărbasul sau Ségolène Royal, asta, că nu vezi cu bărbasul, cu patru copii, ce interesant era că le dea o situație... Că aia e socialistă, că nu contează, e o situație obiectivă a ființei umane. Lasă până o să ajungem la conștiință, nu știu cui, să vină să zică: domne, mi-ați dat prea mult, aș vrea să mai dau. Nici suedezul nu e fericit că îi se ia 90% impozit. Dar măcar acolo este o convenție socială în care am un prieten care e chirurg. El câștigă 400.000 de coroane pe hârtie. Ia 360. Zice: uite, atât ai meritat tu, dacă societatea reală avea nevoie de... Deci ei îi dau 400.000 în realitate, dar 360.000 rămân la impozit. Zice: moșule, cu 40.000 trăiești ca un chirurg respectat. Și pentru că ne trebuie bani la cercetare, ne trebuie bani la autostrăzi, ne trebuie bani la handicapați, ne trebuie bani la spitale. Dar știu sigur unde se duc banii lui. Cum? Dar știu sigur unde se duc banii lui, da? Și el vede confortul care e pe banii lui. Uită-te în România, că s-au dus oameni în ultima zi să-și facă impozitul ăsta global, ok. Dar la ghișeu în care românul poate să-și dea 2% dirijat, era coadă. Asta înseamnă că și românul este conștient că dacă el își trimite 2 lei, 200 de lei sau 2 milioane de lei vechi
la aia, la aia, e mult mai fericit, nu, dar e mult mai liniștit că a dat banii cu folos. Se simte confortabil. Bă, am făcut un lucru bun. Am întors din impozitul meu societății în maniera asta. Dar dându-i la stat, care nu se știe ce fac cu ei și nu face lucruri vizibile. Aici e greșeala statului. Pentru că spitalul e prost în continuare, pentru că autostrăzi nu există, pentru că pensia nu este corectă, pentru că aia, atunci zice, bă, unde dracu se duc banii mei? Bun, atunci hai să facem altceva. Facem tot timpul la televiziunea română ce să facem cu banii. Când o să fii tu președinte, eu să fiu prim-ministru, o să-l numim pe Dan Diaconescu la televiziunea română și îl punem în fața faptului împlinit. Bă, tu fiecare zi dai pe televizor realizările pe buget. Deci cu asta basta. Eu nu vreau decât, dacă intru în politică, nu vreau decât un singur lucru și vreau să ne înțelegem foarte bine. La cultură? Nu. Eu nu vreau decât ca partidul în care intru să ajungă să formeze singur guvernul și să aibă majoritate parlamentară. Nu mă interesează funcția de președinte. Mă interesează să fac un partid puternic. Păi e putere mai mare decât să fii președinte. E mai puternic un președinte de partid care dă un președinte de țară, un guvern și un parlament. În general, președinții de partid decandidează. Eu vreau să fiu propagandist de meserie. Nu mă interesează să merg cu motocicliști în față. Mă interesează să-l chem pe ăla la partid cu motocicliști în față să-i spun, băi Traiane, băi Ionele, băi Milică, vezi că ai luat-o pe... Vezi că acum îți retragem, da? Sprijinul politic. Nu, referendum. Păi nu, asta înseamnă... Mâine ieși și îți dai demisia. Asta înseamnă că trebuie să faci un partid. Și ăla de aia nu mai poate, nu-și dă nicio demisie. Păi când pleacă în cursă... Dar poate te înțelegi cu voi, Culescu, chiar are o problemă de carisma și președinția la PC. Nu vrea. Ai vorbit cu el? Nu vrea. De ce? Pentru că e jucăria lui. Da, și-a dat televiziunile, de ce să nu le-a dat partidul? Păi dacă a dat de ce să nu meargă cu vârta multe? Dacă a dat televiziunile și nu vrea să dea partidul, e limpede de ce? Pentru că nu înțelege că puterea e în spate, nu e în față. Noi am înțeles, de-aia ne-am retras și atunci n-avem cum să mergem în față. Păi de-aia am vrut un... Imagine cu avionul? Da, avem imagine cu avionul. Ce, cu avionul? Ia, a apărut avionul. Ia, decolează acum, decolează acum. Hai, decolare! Dați drumul la casetă. Ca să înțeleagă și domnul. Ia uite, domnul. Da. Dar ce e o libelulă? Ce e, o libelulă, da, uite că e cu două locuri. Pare o oaie așa. O oaie. Dom'le, deocamdată merge pe tot. Dar e tras cu sfoara de altceva, nu? Da, și unde e prigonul? Nu urmează, imediat. Așa. Deci asta e o filmare dintr-un avion. În altul. Așa, în altul. Și eu sunt altul, ca să mă filmeze pe mine. Unde ești tu? Ca să nu zici că e trucaș. Da, mă, unde ești? În ălaltul. Pe unde ești? Ei, stai că apare. Uite-l acolo. Ia uite. Lăsați-mi informația. Da, unde-i prigoana? Stai, mă, un pic, uite-te, că mi-a făcut un cascadorii cu toți pe jos. Ia uite. Și ca să mă duc în anumite locații... Nu vă e frică, domnule? Ia uite. Jos acolo, domeniul domnului Călinescu, nu? Sau ce vrea de-a să ieși pe terenul? Călinescu, am ochii buni, nu era niciun frigon acolo. Nu era. Păi dacă nu ești atent, eu ce sunt? Haide mă, Silvile, ce e trucaj? Dar nu se te vezi tu, poate era Belmondo. Facem altceva, las că mergem mâine. Ia uite, ați intrat în picaj aici, doamne, doamne, era să cădeți sau ce? Aici nu a fost ușor lui Mirela. Uite-o pe Balmoțeanu la piscină. Deci dacă voi vedeți un prigoană în carlinga aia, poate să mi-l aduci pe expertul ăla tău în arme. Da. Clint Eastwood ăla. Are o echipă. Vă place, nu? Detectiv. Ia uite, bă. Ia uite cu prigoană, hai că să vedem mustața, parcă. Da? Ce dracu. Parcă e o mustață. Mămăligile alea pe orechi poate să fie oricine. În contrajer. Da, e prigoană în Fantomas 6, da. Poate facem un stop cadru și dăm cu... S-a făcut la operatori, uite. Ia uite, da. S-a făcut și cascadorii mari. Are o echipă mortală. Stoian. Știu echipa lui de șoc. Petrica Gheorghe. Așa că de... Petrica Gheorghe, Lazarus premiatul. Și... Stai că imitați când vă un mic o codiță pe spate. Dom'le, eu ca expert în explozivi mor de râs, cea mai tare. De-aia au și luat premiul, bravo.
Dar cu ce să previm? Uite, cred că se vedea acolo piciorul de lemn al domnului. Ia, acum vedem aterizare. Uite-mă pe prigoane. Unde mă l-am pins? L-a băgat aici, era trucaj, l-a băgat aici. Băi, Dane, am făcut și talk show-uri ca tine, dar i-am făcut și filme, mă. Deci asta e de un film. Ce dracu, da. Păi se filmează așa și în urmă se montează. Mergem mâine să montăm amândoi. Prigoane care îmi dracu, da. Vii Florin să montăm. Da, când glonțul, cum îl cheamă pe ăla? Asta e Cezar Matei, ia cum faci? Cezar Matei îl cheamă, ăsta cu codiță, ia. Cum faci? Din punctul meu de vedere, vedeți, glonțul nu poate să plece așa. Și Petrica Gheori. Cum face Petrica? Petrica Gheori. Doamna! Lăsați domnul Lazarus. Că știe, băi. Ești să înțelegi, da. Normal. Ești ce că ai făcut cinematografie. Cum stă cu mâna pe la ochi, domnul Prigoane? Petrica Gheori, cum face cu mâna la ochi? Cum mâna la ochi? Și Lazarus, când se uită în cameră, domnul șef de post, puteți să ne spuneți... Am venit noi în comună, de ce nu ați aliniat gâștele pe dreapta? Da. Foarte tare, da. Foarte tare. Și Mircea îmi stăia în cumpă. Și părerea noastră, părerea mea, Lazarus, știi, vedeți la Discovery Forensic, știi? Părerea mea este că... Bine, nu pot să mă pronunț cine e criminalul, dar eu zic că el e. Concubinul. Da, sunt niște cazuri de excepție. Da, el zic cu prostoare, cu disecate. Colegul meu, actorul Stoian. Disecate. E răcit tot timpul, nu știu, alergic. Așa, alergic acum, dar... Eu așa sunt, zic că contra. Și Petrică, dar poate aluneca pe balustradă. Ăla micu. Vedeți noastră, dacă balustrada e așa și așa. Și lui pe partea dată, eu zic doctorul Mabuse, abuse fata, da. Da, el, digo, cu prosoapele cum face? Cum? Aia care își pune prosoapele în cap. Dumnezeu, nu știu cum mai respiră. Păi nu știu nimeni, vreau să mă chem iată cu ea, că mă și înfricoșează dacă e adevărat că vede prin prosoapele. Vede, vede, da, ci că totul, da. Da? Da, știe tot, unde, cum e casa, cum e mașina, vede tot, când se uită la dumneavoastră. Da, ăștia mă fricoșează. Dar asta că e bună, mă, că în general nu, e tare, lumea mai ascunde tot. Bani, moare și mai știe lumea unde-s bani. O chem pe el, o găsești bani. Da, bună, așa. Știi? Bun, serios. Sau să-ți cauți nevasta pe unde e, sau... Da, da, manta, că vine sau... oricum, îi se trână banii și vine. Nu trebuie nicio ilico. Nu, dar zic la chestii de astea, știi, ceva pus pe undeva. Uite, de exemplu, când te duci la Cotroceni, să vină ilico să unde-s microfoanele. Da. Că e de la serie oricum, o să spun. Mai, asta pot să am eu un coleg, îl rog, ne spune ăla, ne dă amplasament. Trebuie să spui prosoate în carne. Da, mai e, mai se, nu? Mai e și fosta mea colegă la ProTV, una care cu un laptop, cu... E pe... Minerva, da. Minerva, da. Aia cum faci? Da, de unde sunteți? Bine, stați puțin, intersecția lui Blănari cu Lipscani, v-ați născut aici, Uranus, Colț cu Covaci. La ce oră? Aveți o problemă la gât. Da, am mărgele, mă. Nu asta am vrut să spun, atunci aveți avea. Cum dracu să ghicești? Păi toate țigăncile aia, farme cu lor, cu bobi, cu cărți de joc, cu șmecherii, acum, cu laptop. Da, a făcut Bill Gates program de ghicit în laptop? Este, da. Știu, bă, bune? Pe ce bază? Dar pe profesorul Ion Dumitru știți care spune adevărul și minciuna? Nu. Te bagă pe calculatură acolo, bagă vocea și mai mirat, e prietenul meu de la Timișoara cu... Uite, dă el lui Prigoane. Fortuna, dă el pe Lorin lui Prigoane să-i dau o listă de 60 de nume, de brânză, viezele, brăză. Dar cum face Lorin Fortuna? Trebuie să ne grăbim că oricum vine sfârșitul lumea. Zis că acum... 2012. Și cât? Nu, 2012. M-a zis că în toamna asta. Nu. Iar l-a mânat? Dar cum face Lorin Fortuna? Lorin, de-astea cu Dacii, cu Eminescu, care trebuie să vină pe o civilizație, de pe o galaxie, de pe... Deci noi suntem un experiment aici, în planetă. Ne-a lăsat dar, să vadă deci cum eu mi-am pus CV-ul la Diagorescu de un an jumate, nu vreau să mă angajez. Nici pe mine, mai cu ora. Nu știu, cu laptopul, cu prosoapele, cu astea, cu gloanțele, cu... Dar Viorel Pop, îl știți pe Viorel Pop? Care face cu... Viorel Pop pare ok, dar aveai tu unul care... Doru Pârvi ăla. Ăla, da, care cânta, da.
Pă, dirigea ceva, nu știu ce. Da, da. Care făcea, intra în transă sau cum? Da, da, Doru Iuga mai pe unul. Doru Iuga, da. Mihaela Bărănevă. Lăsați... Să cine Doru Iuga? Da. Are, da, da, am trecut, era brațul și era frumos. S-a făcut, are 300 de kg. Cu cum dracu? Că îi merge bine. Și că spăgi la Marlau TV. Nu? Spăgi Marlau TV, mai ce. Aia dimineața... Chip și Deile. Da, Claudiu și cu Cristina. Aia, cum poți să-i spui lor? La Claudiu știi cum e? Jos pălăria. Eu mă mai sculam din ața la 7, mai eram și morocănos. Claudiu, dacă îi spui, da, spune, stai direct cu colegul ăsta de la tine. Un cutremur de 400 de grade în Bolivia, am urmărit 14 milioane. Extraordinar! Pe la râde tot timpul. Un cutremur de 14 milioane. Da, are importanță. Da, da, da. Sponsor emisiunii. Jos pălăria, să fii foarte tare. Vesel la 7 dimineața, venea să, după 2 ani am vrut să-mi pușc oameni pe acolo, cu frate. Nu se poate. E foarte greu să fii... Mereu are tău. Dar Bahmuțanca cum faci? Bahmuțanca? Bahmuțanca, da. Lăsați, era un bățit așa, ea se gândește tot timpul unde-i prigoană, spune eu. Lăsați. Da, suntem colegi. Da, mă rog. Sigur, da. Da, Doru, Doru, taci din gură, lăsă să... Ia spuneți-ne, și când vi s-a rupt sutienul, bine, ei acolo discută niște lucruri absolut de neînțeles pentru mine. Probleme, când i-a fugit cățelul, știu că e gagici, astea mondene, niște emisiuni de... Mm-hmm. Da, se pare că asta cere lumea. Zumbranca? Zumbranca este ok, după părerea mea, este una dintre... Vezi, ce face ea, ce spune, cu cine se luptă, nu... Nu am timp să urmăresc, poate are o luptă dreaptă, ce să zic. Pentru mine însă contează un singur lucru, că în prima telenovelă, cea care am lansat-o, nu știu cum se cheamă, m-am uitat la câteva episoade, este o actriță remarcabilă, după părerea mea. Zuburanca, da. Actriță remarcabilă, pe un anume gen de rol. Nu pot să o pun acuză. Negative? Maica Tereza când era tânără. Deși, dacă ar avea un regizor și ar lucra cu ea, da, sunt oameni sortiți să joace roluri negative, da. Ce se face? Ah, da, prigoane, cum face prigoane? Prigoane? Mm. Asta costă, da. Asta costă, da. Banul. E aici în față și acum trăsătorii văd dacă... Da, prigoane a plecat în față, dar nimeni și agresiv. Fluturile de-astea cu 600 de hârtii. 10 miliarde! Lăsați! Băieze, am furat, băieze, băieze! Am lăsat, am vândut tot. Zil, cum îl cheamă pe fisul ăla de la Rusă? Cine Silviu Honorius. Zic Honorius! Eu ca om de... Tași la, uite, să-ți spun eu, este că ne luăm mașină hibridă, tată, tată, ne luăm mașină hibridă, am fost în America să învăț să face așa, să-i fost cu minte, îți dau 4.000 de seară, da. M-am retras, îi las lui Honorius toate afacerile. Și ăla micu mai durează 20 de ani. Cred că și ia și testamentul cu el, Silviu, nu lasă nimic. Munciți, luați-o munciți. O să fac un fond cu 40 de avocați, da. Care o să vă dea câte 100 de euro. Restul munciți, las la alții, la cutarele, nu știu ce. Băi, mi-a venit. Lasă de unde știi cu avocații? Știu tot. Păi, da, vede, înseamnă că ai dreptate cu colegul. Are premoniții. Și la mine, în birou unde sunt microfoanele, nu mai trec ca să o aducem pe Ildico. Dar tu ți-ai desfăcut vreodată vicer? Cum să-l desfac? Ca să vezi ce ți-am pus înăuntru? Păi eu l-am montat. Crezi tu? Și șurubul ăla care nu intră și urmă intră. Ce dracu, Silviule, da, l-ai lăsat oameni. Am văzut că scrie pe el Sony, dar... Nu te mir dacă nu-l vezi în Pirații din Caraibe 4 cu Johnny Dopp. Da, mă, dar eu nu trebuie să mă fac. Deci eu nu trebuie să mă fac cum s-a făcut Mircea Abadea într-un... când a venit într-un film. De l-a pus în pat, a găurit patul că cică n-avea picioare. Păi după ce faci chestia asta când ai un handicapat direct? Mă lua pe mine și făceam film. Nu să-i tai actorului picioare. Păi da, când sunt actor cu un picior de lemn... Sunt trucaje, da. Uite, am găsit. Câteodată unul într-un picior e mai bun decât unul în patru picioare. Să ai liniștit că pe tine te-a întărit chestia asta. Și cu asta sunt de acord. Nu e normal ca unul care își pierde un deget după aceea să te ia pe la colțuri și nu știu ce. E o dovadă că se poate munci. Cine vrea să muncească, muncește. Am angajat o grămadă de... Și îți dau un exemplu. Mi se întâmplă în viață unul din angajații mei să nu vină la servici. Și după, cum să nu vină la servici? Să nu vină la servici. Și după 2-3 zile am fost îngrijorat să nu fi pățit ceva, că sună din Spania. Vine și spune, o să aduc un certificat, cred că m-am lovit la picior. Și mă uitam așa, zic, nu mai spune o dată.
M-am lovit la picior și n-am putut să-l meserece. Bă, zic, mai spune odată că să-mi revin din uimire, că credeam că ești un băiat inteligent. Dar, domne, vă aduc un certificat că m-am lovit la picior și n-am putut să vin la servici. Puiule, colegul meu, drag, dar... Studentele fug cu piciorul? Vorbim cu gura de-al dracu de picior, deci un picior nu e organ vital, e creierul e organ împrăștiv. Aoleo, s-a roșit, s-a simțit de tot rahatul. Bă, dacă te loveai la cap, înțelegi, dacă te loveai la eu, bubă la picior, poți vorbi, alo, șeful, mi s-a întâmplat ceva. Aoleo, aveți dreptate. Nu știu să amintă. Propune un telespectator numele pentru viitorul copil al domnului Pigoană, Rosalus. Pentru 10 milioane de euro se aprobă. Cum 10 milioane? Scoală licitație numele copilului și nașii. S-a spus. Și cine câștigă îi dai 10 milioane? Nu. Cine dă mai mult va fi nașul și cine dă mai mult pune numele. Vine ți-l boteză, vrei să scoți și bani la tacâm acolo. Pe la copilul ăsta chiar nimic, mă, faci botez cu masă? Nu, cu scaune. Și cu scaune și cu masă și cu conturi. Nici nu trebuie să dați plicul. Așteaptă o firmă și să pună numele acelei firme băiatului și la schimba aia să-i dea repunție de bani. Dar cel mai tare, care mi se pare la Diaconescu, domnule. El a început regiunea în urma mea și era mai brunet ca mine. Și acum a albit în direct. Da, dacă ta muncă. Păi da, mă, dar el și stă 10 ore. Da, eu n-am, uite, mai am. Da, păi vă țineți bine, vă trăiți viața. Stai, stai puțin, tu ai fost tot timpul omul care a semnat un stat de plată. Nu, n-am semnat niciun stat de plată. Eu am fost independent tot timpul. Ai fost independent. Ție ți-au intrat în cont, ți-ai negociat contractul. Da. El în fiecare lună trebuie să plătească curentul. Da, eu stai de capul meu, da. Hai să vă dau o surpriză tare. Și a crescut prezența la vot. Era cazul. Până la ora 0 s-au numărat 55% din voturi. 24,22% da, da, împotriva lui Băse, 75,77% nu, da, a crescut puțin spre 76%. Da. Problema e alta, că se apropie de 7 milioane de voturi, are 6 milioane 300 acum, cu 2 milioane mai mult față de 2004. Cea mai mare surpriză a venit din partea județelor cu populație de etnie maghiară, care până la ora 15 avea o prezență de sub 30% și s-a încheiat în felul următor. La Sibiu, 86% prezența. Ce tâmpene, deci 85%. Tu ce citești? Populație maghiară la Sibiu? Pune nu, domnule, am dat undeva exemplu, da. Harghita, 83% pe locul 3. Covasna, 85%. Sibiu. Da, Covasna, Harghita, Covasna, Harghita, Sibiu, Arad. Dar am pus Sibiu, care 86% Sibiu, prezență la vot. Vă vine să credeți? De ce nu? Păi Sibiu este un fief puternic al lui Băsescu. Aradul 83. Dar n-a fost la, în campanie la Sibiu. Păi Aradul la fel, e finul ăla lui, primarul. Ce fie tare Băsescu. Bun. Și mesajele acestea acolo. Și a spus așa că se va, ați văzut și pe filmul prezentat mai devreme, că se întâlnește în piața universității o dată la 3 luni cu alegătorii, la ora 17. Vă duceți? Băsescu? Da. Păi pare eu că uită. Nu știu. Adică nu uită, nu se ține de cuvânt. Vezi de treabă asta cu ieșit în piața universității. 4 ori pe an? Nu, domnule, o dată la 3 luni, în ultima sâmbătă din 3 în 3 luni, vă propun să ne vedem aici pentru raportul președintelui în fața românilor. De ce nu merge la o televiziune națională să dea raportul? De ce trebuie să blocheze circulația? Păi se simte mai bine acolo, ce vezi și vă împotriva. Și cine cheamă la televiziune? Că mi-a chemat... Sunt invidioși, nu? Cum să fii invidios? Uite, omul dă raportul poporului în direct, în față. Păi stai mă un pic să... Băi, cum băi, mă enervezi? Păi cum să fii invidios când eu vreau să corectez lucrurile? Păi el blochează piața ca să ne dea raportul? Păi poate să-l dea la televiziunea română și știm că la 3 luni apare și ne spune care este starea națiunii, cum mi se pare normal să facă nu, chestia da, asta. Mai bună e o baie de mulțime. A, îi place lui să stea mulțime, aia e ceva. Stați liniștiți, nu o să se țină de cuvânt. Nu se ține, nu? Nu. De ce, nu se ține de nimic? O să se ține, la 3 luni o să zic că a trebuit să plec la Moscova, la încă 3 luni a trebuit să mă duc la inundații. Deci am rezolvat asta. Bun, cum vă explicați că au votat 25% din PSD și l-au votat pe Traian Băsescu? Nu pot să mă însușesc așa. Just, Să zicem că e reală cifra. Nu pot să-mi explic. 47% din peremiști. O să-ți mai emit odată pe Gheorghe, dar nu pot să zic ceva care nu-mi stă în... nu-mi stă în... în percepție. Cine îți spune ție datele astea? 25% din PSD. Cu institutele lor de sondare. I-a întrebat la ieșire. De ce? Ce de canapele? Nu știu, ce vrea, de ce? Ce altă canapele? Nu, în canapele, nu. Îl mai dăm pe domnul Băsescu să vedeți cum a votat. Hai, și ce ia, a zis, hai dă-l pe domnul ce a zis când a votat. Asta vreți să dau? Orice. Păi, cu avionul n-a crezut. Dar nu m-ați lămurit ce s-a întâmplat, cum e șocul ăsta. De ce atâția
membrii ai PNL, ai UDMR, ai conservatorilor, ai PIN-ului, ai PRM-ului, ai PSD-ului au votat cu Băsescu. Păi, nu vă dați seama? Că de unde? Partidele de astea unde? Păi partidele astea în sondaje și în Parlament au peste 50%, asta coaliția anti-Băsescu, da? Corect? Așa. Și totuși au votat împotriva lui Băsescu doar 25%. Păi, deci rămân vreo 30% din partidele astea. Dar ce legătură are faptul care că nu în Parlament sunt 50 contra Băsescu cu oamenii de pe stradă? Păi oamenii ăia nu sunt membri de PNL, de PSD, păi, ce nu de... sunt? Oamenii nu sunt simpatizanți. Softuri de calculator? Nu, Dane, le programez. 18 milioane, dacă ăștia sunt oamenii cu drept de vot... Nu sunt 18 milioane de oameni înscriși în partid, de ce dracu? Nu, domnule, am înțeles, vezi, dar susțin într-un fel sau altul partidele alea, da? Tu judeci ca și cum toată populația României matură e înscrisă în vreun partid sau altul. Nu, nu, da, am zis așa, că ei au fost întrebați când au ieșit de la urne. Domnule, ai votat împotriva lui Băsescu sau pentru? Și aici ce m-au zis? Jumătate din cei care ies de la urne fac mișto. Corect, și asta poate fi adevărat. Deci niciunul care iese la urne nu spune da, doamne, băi, ce și așa și așa și... Corect, e, dar unii dintre ei au fost întrebați, bă, dar din ce partid ești? Din PSD. Și ai votat în favoarea lui Băsescu, nu, da. Nu cred că a spus că e din PSD, că poate aș simpatiza cu PSD. Nu poți, adună-i pe toți. Adună toți membrii de partid. Da. Nu cred că ți-es un milion. De acord, da, două, cu carnet. Membrii de partid. Să vă întreb altfel, dacă mâine ar fi alegeri la partide, la parlamentare, da? Cât ar lua PSD-ul? O părere. Câte procente? Nu înțeleg ce vrei să spui. Deci dacă ar fi alegeri pentru Parlament, da? Și ar fi acolo pe buletinul de vot, PSD, PRM, PNL, PD, așa, toate partidele, da? Cât ar lua fiecare în parte? Cât ar lua PD-ul? Păi vezi cu cât a ieșit la alegerile din 2004. A, bă, ești puțin atunci. PD-ul separat de PNL? Dacă a avut vreo 20 ceva. Nici atât. A avut mai mult PNL-ul decât PD. Dar, în fine, înțelegeți unde vreau să ajung. PD-ul nu ia 80%, da? Nu ia 75%. Ia cel mult 40%. Cât să ia? 50%? Cum s-a pomenit în viața României să ia un partid mai mult de 36-37%? Nu știu, nu-mi dau seama. Și atunci, PSD-ul plus PRM plus, nu poate să aibă doar 25%. Cât au avut în seara asta adversarii lui Traian Băsescu. Deci tot rămâne o diferență de oameni care sunt înfocați fani ai PRM sau PNL sau PSD și cu toate astea l-au preferat pe Traian Băsescu. Da, da, asta este un rezultat. Acum să caut corespondențe în sensul apartenenței politice nu cred că e relevant. Cred că e mai curând în sensul simpatiilor politice. De acord, de acord. Dar cu toate astea, oameni care simpatizează sau au simpatizat până ieri un partid, astăzi i-au dat votul lui Băsescu. Foarte bine. Păi deci nu și-au ascultat liderul ăla de partid. Gioana i-a sfătuit, bă, votați împotriva lui Băsescu. Ei, tu crezi în asta acum că am mai remarcat acest lucru la toate meeting-urile astea electorale, sunt oamenii plătiți, cărați de colo-colo cu autobuz. Ba, cred